Fă-ți timp, omule. Întrecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți, cu mila, să te alini oricând. Fă-ți timp pentru adevăruri și adâncim de vis. Fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea să asculți lângă izvor. Fă-ți timp să asculți ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp pe un munte seara, stând singur să te rogi. Fă-ți timp frumoase amintiri de unul să invoci. Fă-ți timp să stai cu mama, cu tatăl tău, bătrânii. Fă-ți timp de o vorbă bună, de o coajă pentru câini. Întrecerea grăbită prin lume către veci, omule, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să guști frumosul din tot ce e curat. Fă-ți timp că ești de multe mistere înconjurat. Fă-ți timp cu orice taină sau adevăr să stai. Fă-ți timp căci toate acestea au inimă, au grai. Fă-ți timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții tale adevăratul sens. Fă-ți timp acum să știi zadarnic ai să plângi. Comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Așa că, omule, te rog, fă-ți timp, chivernisește-l, trăiește azi ca și cum ai muri mâine. Timp de calitate cu Dumnezeu. Admirația, iar nu teama, trebuie să aducă această dorință a ta de a trăi un timp frumos. Este înspăimântător să mori fără a avea păcatele iertate de către Hristos, căci nimeni nu se întoarce în casa veșniciei decât dacă și-a agonisit prin timp de calitatea vieții lui, inclusiv iertarea păcatelor. Au slăvit pe Dumnezeu Cel care dă oamenilor asemenea putere, spune Evanghelia. Învățătura ajunge, dragii mei, la limanul potrivit și încetând frica din oameni. Căci Dumnezeu este prea slăvit pentru că a dat o asemenea putere oamenilor să trăiască frumos, să aibă libertate, să nu fie constrânși și prizonieri ai propriilor neputințe. Dar toate acestea au fost doar datorită lui Hristos, căruia îi se cuvenea ca Tatăl să împărtășească firea sa. De aceea a putut face toate acestea, căci puterea lui Dumnezeu este nețărmuită. Altfel, slava ar fi venit doar de la cel vindecat și nu de la toți ceilalți care erau doar martori. Însă aici, în această Evanghelie de azi, în această frumoasă scrisoare de dragoste, motivul pentru preaslăvirea oferită lui Dumnezeu este acesta.
prin cuvântul lui Dumnezeu s-a dat oamenilor putere pentru iertarea păcatelor, pentru învierea trupurilor, pentru întoarcerea lor în rai, pentru că și-au făcut timp unii pentru alții să se ajute, să se ierte, să se înțeleagă, să se accepte, să se roage și să se iubească. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului Tău. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Înțelepciune din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat. Dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu voie bună. Dragostea să fie țărnică, urți răul, alipiți-vă de bine. În iubire frățească, unii pre alții iubiți-vă. Cinste unii altora dați-vă întâietate. La sârguință nu precedați cu Duh.
fiți fierbinți, Domnului slujiți. Bucurați-vă într-o nădejde, în suferință fiți răbdători, la rugăciune stăruiți. Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străin urmând, binecuvântați spre cei ce vă prigonesc, cititorule. Și Duhului tău. Aliluia, înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut în marea și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănoc zăcând pe pat. Iar Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, îndrăznește!
între cărturare ziceau în sinea lor, acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice: iertate-ți-mi păcatele tale, sau a zice: ridică-te și dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogul lui: și du-te la casa ta. Și ridicându-se, s-a dus la casa lui, iar mulțimile văzând acestea s-au și l-au slăvit pe Dumnezeu, căci El dăruiește oamenilor putere. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Peste un timp, în Capernaum, Iisus iarăși intrase, s-a auzit că este în casă, mulțimea se adunase. Nu era loc, căci toată curtea de lume era plină și mai soseau, având dorință și dragoste să vină. Toți ascultau atent cuvântul și îndată au adus 4 bărbați pe un slăbănog să-l vindece Iisus. Să se apropie de dânsul au vrut, dar n-au putut. Veni un gând în mintea lor și iată ce au făcut.
descoperise acoperișul unde era Iisus și prin spărtură, dând jos patul, pe slăbănog l-au pus. Văzând Iisus credința lor, bolnavului i-a zis: iertate-ți sunt păcatele! Și focul l-a aprins. În sinea unor cărturari ce lângă el ședeau și în inimile împietrite din pismă cugetau: cine e acesta? Pentru ce aici așa vorbește? Fără îndoială am auzit că în public el hulește. Și cine poate da iertare? Doar unul, Dumnezeu. Cu Duhul cunoscut a gândul, Iisus vorbi astfel: de ce în inimile voastre acestea cugetați? Ce este mai ușor a zice? Cum oare judecați? Iertate-ți sunt păcatele, bolnavului să-i spun? Sau scoală-te, ia-ți patul tău, ridică-te acum. Să știți că Fiul omului în lume a venit, având putere de a ierta păcatul pe pământ. Și zisa slăbănogului: scoală! El s-a sculat. Ia-ți patul, merge la casa ta, și dânsul a plecat. Când înaintea tuturor ieși tămăduit, toți îl slăveau pe Dumnezeu, căci foarte s-au uimit, zicând: asemenea minune de când noi ne-am născut, cu ochii noștri niciodată, sincer, nu am văzut. Orice necaz de te-a cuprinde, de ești dezamăgit, când inima ți este zdrobită sau boala te-a lovit, în disperare să nu cazi, căci totu-i cu putință să le învingi când ai nădejde și trainică credință.